Internet și valoarea artistică, dar iată autoare mi-a recunoscut că are una la care se foarte mult, este o care ei preferată. Și aș fi dorit ca să o vedem chiar toți împreună ce constă farmicul acestui lucrări. Dar de ori ea impresionează, în primul rând pe ce impresionează prin simplitatea compoziției și chiar și a plasticitatea formelor și prin gama coloristică. Nu este decât o imagine în care vedem așa țesut dintr-un albastru, așa puțin violaciu, un roz, trecerea acestea foarte subtile și imaginea care amintește parcă un stoc de film. O privind-o așa panoramic, ne dăm seama că e vorba de o stare de suflet, e o stare de confort, de echilibru lăuntre, de beatitudine. Este acea stare pe care Galina Pinheiro, în zilele noastre, atât de dramatice, atât de drastice, o poartă în suflet.